Din septembrie, elevii se vor putea întoarce în bănci, iar școlile vor rămâne deschise până la atingerea unui prag de 6 la 1000 a cazurilor de infectare. Peste pragul 6 la 1000, lucrurile se vor întâmpla separat în funcție de vârstă, în funcție de specificul activității, iar la carantină, sigur că da, se oprește întreaga activitate. Am propus și s-a agreat la acest nivel, repet, pentru că oricum copiii circulă. Este de preferat să fie într-un mediu controlat și va trebui să ne asigurăm că regulile se respectă în școli, foarte riguros, decât să circule în medii necontrolate. În plus, nu vor fi pierderi educaționale. Și părinții, dar și copiii își doresc începerea școlii în format clasic. Trebuie să începem să ne obișnuim să trăim cu virusul până la urmă, dar cu niște măsuri destul de stricte, să spun, care să protejeze totuși sănătatea. Eu am terminat de curând, am fost în format online, nu pot să spun că am învățat foarte multe din formatul online, nu se compară cu învățatul fizic. Deci nu se compară, online e online, în primul rând atenția copilului, profesorul în fața. Ar fi momentul în care să începem să ne reintegrăm și cred că este un moment primordial de a ne reîntoarce în bancă, bineînțeles respectând restricțiile și ținând cont de tot ceea ce medicii ne avertizează. E bine să meargă, sigur că da, dar nu se știe dacă mai este pandemia asta, pentru că cu pandemia asta cam speria și lumea asta, nu știu ce să mai zic eu. Vedeți cum și valurile astea vin, nu vin. Nu știu, eu nu prea cred în astea. Spre deosebire de anul trecut, autoritățile dau liber la festivitățile de deschidere, dar cu respectarea normelor sanitare. Facem tot posibil ca festivitățile de deschidere a anului școlar să fie cât mai aproape de normalitate. Știu că este complicat, dar am încredere că am găsit cele mai bune soluții, pentru că este un moment important în viața fiecărui elev și aș vrea să ne bucurăm împreună de această zi. Potrivit Ministrului Educației, 4% dintre copiii cu vârste cuprinse între 12 și 16 ani și 20% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 19 ani au fost imunizați, ambele situații fiind sub media națională. Totuși, cadrele didactice au fost imunizate în proporție de peste 60%, ceea ce înseamnă mai mult decât dublul mediei naționale. Până în prezent, puțin peste 5 milioane de români au fost vaccinați, ceea ce ne clasează mult sub nivelul de imunizare din Europa. Doar Bulgaria are o campanie de vaccinare mai slabă decât a României. Majoritatea țărilor europene se apropie de ținta de vaccinare a 70% din populație, iar țara noastră nu a ajuns nici măcar la jumătatea acestui drum.